Bună ziua, dragilor și prietenilor! Bună ziua, dragilor și prietenilor! Așa cum îi place Loana să spune. Din nou suntem la tabla asta. Probabil nu pentru multă vreme, sper să găsesc pasul și să o facem acolo niște timp, să facem toată fina direct, îmi doresc foarte repede să încep treaba asta. Ei bine, astăzi suntem în 18, nu? 18, anul 2016. Lecția 18 a fost cea cu cifra 18, totul despre cifra 18, 19 și 20. Sper că l-ați făcut voi. Așadar, astăzi am de gând să vă fac altceva. Hai să spunem 19, lecția 19. E bine, am să plec la reprezentarea numerelor pe axă, așa cum v-am arătat. Și ne închipuim dreapta asta, care începe, adică dacă e dreaptă, n-are început, ar trebui să o iau așa de undeva, să mă tot duc, n-are nici început, nici sfârșit. Deci este ceva neterminat, dragilor, așa trebuie să treci voi printr-o dreaptă. Și undeva pe dreapta asta, fixăm un punct pe care îl notăm cu 0. Da? Și luăm unitatea de măsură acest segment și fixăm. Pentru un singur segment înseamnă, spunem, 1 am făcut, da? Deci 1, apoi al 2, da? Apoi al 3-lea segment, da? Al 4-lea, al 5-lea, 6, 7, 8, 9. Ca să fie treaba bună, mai translez, o să vă explic de ce. Încă un segment și încă un segment. Deci să luăm numerotarea altfel. Aici să spunem că este 9, merg înapoi, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 și 0. De 0 aici fixăm. Da? Observați. Am făcut, n-am știut exact cât de mare este segmentul și nu știam dacă mă încadrez până la capăt. Așadar, acestea sunt cele câte cifre. În total 10 simboluri cu 0 începând și uitați că am ajuns la 9 și construim primul număr care este format din primele două. 1, 0, 10. Deci până la momentul acesta am 10 segmente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Deci, iată pe al 10-lea l-am reprezentat printr-o combinație de două simboluri, 1 și 0. Acum ar trebui să mai continui, dar fiindcă nu mai am spațiu, îmi închipui că încep de aici de undeva, din nou, continuă această dreaptă mai departe și eu am rupt-o și o agăț aici. Da? Iată că mă duc până la capăt. Și acum am să spun 21, da? Nu 21, atenție, 10, 11, da? După asta mai vine un segment ca și cum ar fi fost aici, în capătul ăsta, în prelungire. Deci, păstrez 1 aici, de acum toată linia asta va avea 1, pentru că s-a completat 10-a și începe 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 și 20. Adică două segmente astea. O 10 și încă o 10.
de la 0 până de când am plecat, sigur că am 20 de segmente. Și iarăși continui, îmi închipui că am să o las un pic mai jos, da? Și voi spune acum, fiindcă a fost 20 de la 0 plecând, 21, 22, 23, 24, 25, 26. Vedeți? 2 de în față îmi spun de câte 10 am parcurs. Da? 20 și... Acum adaug 1, 2, 3, 4, 5, 6, 27, 28, 29 și când îl pun pe următorul, 30. Da? 3 astfel de segmente, fiecare conținând câte 3 astfel de segmente mari, fiecare câte 10, deci sunt 3, 30. Și continuăm. Iau din nou. Mai pun un segment, adică la cea dreaptă care trebuia să fie, da? Zic acum, 31, 32, 33, 34. Asta îmi spune, prima cifră asta îmi spune câte 10 sunt. 1, 2, 3. Da? Și adaug încă un segment, încă următorul, 2, 3, 4, 35, 36, 37, 38, 39 și în sfârșit 40. Da? Și continuăm. Da? 40. 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49 și iată 50. Cam 5 linii de astea. 1, 2, 3, 4, 5. 50. Și continuăm. Adică menționăm că avem cele 50 deja. Am mai adăgat 1. 51. 52. 53. 54. 55. 56, 57, 58, 59 și 60. 60, adică sunt 6 de astea. Și zicem acum. 61, 62, 63. 64, 65, 66, 67, 68, 69 și în sfârșit 70 și continuăm. 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80. Da? 80 sunt tot de-al de 10 segmente. 80. Și continuăm. 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89,
90. Și sunt 9 deja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Și 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. Da? 99. Și în sfârșit, ultimul aici, nici nu mai pot scrie, este segmentul acela care îmi spune că am 10, 10. 10, 10. Deci 10, dar de 10. Și acesta îl scriu în felul următor. Nu mai pot scrie aici, dar îl scriu deasupra. 100. Adică 10, dar de 10. 10, dar de 10. Se scrie, iată, cu un simbol, un număr format din câte cifre? Din 3, dragilor. Până acum numai 2 cifre am folosit. Acum 3. Și astfel am construit numărul 100. 1 urmat de 2 zerouri, care înseamnă 10, dar de 10. Fiecare segment are 10, încă 10, încă 10, încă 10. 10, dar de 10 face, iată, 100. Dragii mei, asta trebuia să vă închipuiți voi, că însemna pus în capătul ăsta ei și celălalt a doua în capătul ei și așa mai departe. Deci, putem continua. Dar de la 100 încolo mai putem? Sigur că putem. O luăm 101, 102, 103. Da? Deci continuăm exact cum avem aici. 1, 2, 3. Dar aici le punem. Pentru că, vedeți, cifra asta de pe ultimul loc se zice că e cifra unităților. Iar cifra asta de pe locul 2 e a zecilor. Ea îmi indică câte zeci sunt. Iată, 30 sunt până acolo. 40, 50 până acolo, segmente mici. Și în sfârșit, cifra asta e a sutelor. Ea îmi indică câte sute de astfel de segmente mici sunt până acolo. Plecând de la zero. Foarte tare construcția asta, ideea asta. Mi se pare deșteaptă, foarte deșteaptă. Vă să zic că numai 10 simboluri sunt. 0, 1, 2 până la 9. Și pe urmă, pe ele folosindu-le, putem construi numere foarte mari. Foarte mari, încât să ne acopere toate nevoile. Cât de mari? Mari. Foarte mari. Numai cu simbolurile astea. Da? Deci, reiau. Pe o dreaptă, ce înseamnă dreaptă? N-are nici început, nici sfârșit. E foarte, 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 trece peste mări și peste țări. Nu se termină niciodată. Asta înseamnă o dreaptă. Undeva fixăm pe zero. Dar eu m-am mărginit la tabla asta, că n-am altă posibilitate. Însă cum voi aveți imaginație foarte bogată, văd, ați înțeles ce înseamnă asta. Deci, am început, am luat un segment de o anumită mărime și am pus. Undeva l-am fixat pe 0 și până am pus un singur segment. Și atunci am pus pe 1 ca să semnifice că am un singur segment. Când am mai adăugat unul, am pus 2. Că sunt două segmente. Vedeți, simbolul ăsta, 1, 2, 3, 4, 6, 7, ele reprezintă câte obiecte am la un loc. Câți stupi am aici. Mă interesează, îi pot număra. Câte albinuțe sunt pe o ramă. Ați văzut, nu? Deci, noi facem prin simbolul ăsta, facem referire la numărul de elemente, de obiecte, de câte sunt acolo. Și vrem să le știm, ca să putem comunica. Deschizând gurița, nu? Deschidem gura și pronunțăm, am atâtea obiecte de modelul acela. Ei bine, bine, ați înțeles cum eu am construit până la 100, nu? De segmente, pe o dreaptă, nici voi pe crețel nu puteți construi, decât așa, apelând la ideea mea. Acum,
Hai să încercăm să facem aici calcule. Calcule. 2 plus 3 egal cu, ia să vedem, că ne uităm pe segmente acolo. Două segmente și la care mai pun 3, ajung până la 5. Deci 2 și cu 3, da? 2 și cu 3 fac 5. Da? Egal cu 5. Tot așa, 20 plus 30 este egal cu 50. Uitați-vă și voi. 20 ăsta 2 și cu alte 3, 1, 2, 3, dau peste 50. Deci, 20 cu... ca și cum aș fi adunat pe 2 cu 3, care face 5. Deci 2 plus 3 egal cu 5, 20 plus 30 fac 50. 20 și plus alte 3, 1, 2, 3, fac 50. 5 de al de 10. Bun. Ia să mai vedem. 7 plus 2 egal cu 9. Da? 7 plus 2, 7, cât așa 7 segmente, plus încă 2, fac 9. Adică 70 plus 20 este egal cu 90. 70, adică unde era 70? Aici este. 7, da? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, plus 20, încă una, încă două, două peste 90. Deci, a aduna 70 cu 20, parcă avem pe 7 cu 2. 70 cu 2 fac 9. Foarte simplu. Deci lucrăm și cu numerele cu 10, foarte ușor. Hai să vedem. 4 plus 3, ia să vedem cât face. 4 plus 3, 4, la care mai pun 3, 1, 2, 3, și dau peste 7. 4 plus 3 este egal cu 7. Adică 40 plus 30 egal cu 70. E adevărat? 40 plus 30, iată, fac 70. Perfect. Mai vedem. Să zicem, 6 plus 3 egal cu 9. Adică 60 plus 30 egal cu 90. Da? 60 plus 3. Aici facem calcule, da? Foarte interesant. Tot așa aș putea să spun aici că din 9, dacă scad pe 7, egal cu 2. Adică din 90, dacă scădem pe 70, deci din 90, dacă scad pe ăsta, rămâne sfatul. Egal cu 20. Deci tot așa se lucrează, parcă ar fi 9 scăzut 7. Iată, din 9, dacă scad pe 3, din 9, dacă scad pe 3, rămâne 6. Din 9, scad 3, dau înapoi 3, rămâne 6. Adică din 90 scăzut 30, egal cu 60. Da? Deci undeva acum încep să mă duc spre clasa, spre finalul clasei 0 sau undeva, nu știu exact programa, dar important este că încep să fac legătura cu lucrurile care le-am discutat înainte. Lecția acestea nu respectă perfect, să spunem, programa pas cu pas, ci ele s-au dus și spre clasa 1, spre clasa 2. În momentul în care voi intra la clasă și voi avea copii, voi ști exact care e ritmul acolo și în funcție de cât îmi permite, voi începe să discut că toată povestea care, mă rog, care mi-o propun acum, este să lucrăm pe numere, să le construim, să le înțelegem, să le citim, pentru că ajung copii în clasele mari și nu știu să citească un număr. Deocamdată, iată-ne, am construit până la 100, să înțelegem că cifra asta de aici îmi indică câte 10 am. Da? Și o să vedem, deocamdată lucrăm mai cu 10 și până o să mă duc și mai departe. Și mai iau și un alt exemplu. 3 plus 7 egal cu 10.
Adică 30 plus 70 este egal cu 10 de al de 10, adică este numărul acesta deștept, 100. Da? 100. 30 plus 70, 30, iată deci, plus celălalt 70, ca și cum ar fi 3 plus 7, sau 7 plus 3, că și așa, nu? Și 7 plus 3, egal cu 3 plus 7, îmi vine mai bine 7 plus 3, vedeți cum le întorc, le comut, le schimb locurile, și merge foarte rapid. Ia să mai vedem. 6 plus 4 este egal cu 4 plus 6 și egal cu 10. Adică 60 plus 40 ar fi același lucru. Cu 40 plus 60 și egal cu 100. Mai vedem și aici, să mai luăm ceva. Să zicem 5 plus 4 egal cu 9. Adică s-ar traduce 50 plus 40 egal cu 90. Și hai să facem și o scădere. Din 9, dacă scad pe 4, îmi face 5. Dacă din 9 scad pe ăsta, rămâne celălalt. Dacă din 90 scădem pe 40, da, este egal cu 50. Să mai zicem și 2 plus 8 egal cu 8 plus 2, nu? Cât face? 2 plus 8 egal cu 10, hai să scriu atâta doar. Adică 20 plus 80 egal cu 100. Și ce înseamnă că dintr-o 100, dacă scădem pe 80, fac 20. Sau dintr-o 100, dacă scad pe celălalt, minus 20, egal cu 80. Așadar, dragilor, pe axa, pe dreapta asta, pe axă, reprezentăm punctele și în felul ăsta ne dăm seama clar cum anume putem gândi pentru ca să reușim și să le comunicăm copiilor încă de timpuriu să gândească corect formarea numerelor. Da? Deci, insist. Am fixat pe undeva pe dreapta pe 0, după care am pus 1, 2, 3 și rămân departe, până când am epuizat până la 100. Să facem o pauză și să luăm ca să nu lungim prea mult eghișițe. Așa.